Bună dimineața! Este miercuri și cred că este 7 august. Eu starir cu dățele. Trebuie să-mi pun aici un calendar în dulap la mine, că aici zilnic trebuie să mă îmbrac. Cred că e 7, da. Bună dimineața! Sper că sunteți bine. Ce vreau să vă zic? Vreau să vă încep un vlog aici. Am ceva chestii de făcut astăzi și am zis că hai că vă țin cu mine. Și da, trebuie să mai, cafeaua trebuie să-și mai fac efect, că nu și-a făcut efect. Este leacă mai răcoară afară un pic, că ieri o plouă mai mult și s-a răcorit. Chiar era foarte plăcută seara în grădină, am ieșit și am stat un pic cu copiii. Ne-am făcut niște avioane, dacă ați văzut un vlogul de ieri. Dar am ceva chestii de făcut astăzi. Sper să reușesc să termin un tablou care îl avem și nu l-am mai terminat nici acum, dar n-am apucat. Și ceva chestii prin casă. Trebuie să ne apucăm iarăși de o curățenie generală la un moment dat, dar nu cred că astăzi, cred că mâine de acum, pentru că sincer azi deja avem alte chestii și e deja ora 11. Să știți că nu m-am trezit la ora 11, dar pur și simplu până la ora asta am mai avut treabă și n-am apucat și o să mă pregătesc pe leacă de zi și eu mereu mă pregătesc cel puțin un picuț pentru că îmi dă o stare de bine și nu știu, lucrez altfel în timpul zilei, îs altfel concentrată. Am să mă duc acum jos când am să merg și am să mă apuc deja să fac prânzul. Să fac o supă de pui azi. Aș face o mâncărică de fasole, dar nu mai am cremă, știu să pun. Și din cauza asta am să fac o supă de pui. Oricum am de toate pentru supă de pui. Trebuie să pun și niște cumpărături să vină mâine seară. Dar mai sunt chestii prin frigider și în congelator, dar le să pun oricum când încep să lipsească unele. Și nu vreau să pun să vină vineri neapărat, dar putea să pun și vineri, vedem. În fine, astea sunt așa aparte. Ieri am făcut niște biscuiți. Am să mai fac, cred că și astăzi, pentru că mai am un congelator din umplutura aia pentru biscuiți, pentru chocolate chip cookie. Le-am făcut mai micuți, pentru că așa nu trebuie să le dau de tot mai biscuitele la copii. Le dau câte un biscuit micuț. Aș vrea să găsesc o rețetă cu biscuiți de unt, gen, mai untoși așa, dar n-am găsit în momentan, n-am avut timp să caut. Dacă aveți vreo rețetă bună, să vă rog să-mi dați, că mi-ar prinde bine. Bun. Hai că nu vă țin aici cât în... De fapt, hai că vă țin până termin. Eu vara doar așa un pic mă machiez, că nu dau mult. Mai dau un pic și aici cu ce-o mai rămas pe pensul de bărbii, pentru că mereu dă un pic bine. Și pe zona T aici, așa, mereu un pic, pentru că mereu dă așa un... Era să mă dau cu ruși. Era să mă dau cu ruși pe genii. Pe sprâncene, de fapt. Pe sprâncene foarte rapid mă dau cu... O mai arătat eu. Faptul că mi-acupăr cearcănile, nu știu, îmi dă o stare de cât mai trează, că n-arăt bolnavă, că dacă am cearcăne așa, arăt ca o persoană bolnavă și eu am cearcăne mereu, adică dark circle, știi, adică se vede mai închis la culoare așa la ochi și parcă ar fi, zici că-s bolnavă, dar așa că mă dau un pic cu... Nu prea văd că schioară în modul literal, chiar sunt. Mi-am pus cam mult și mi-e greu. Îmi coboară pleoapa, parcă așa arată, parcă ar fi. Dar lăs așa, că de acum nu mai am chef să fac altceva. Sincer, și o să fac în partea asta, sper să fac la fel.
Tare greu să faci la fel în amândouă părțile, să știți. Foarte greu. Și acum pur și simplu mi se pare că fac un mes. Doamne, zici că sunt clown. În fine, bine că mai pun și ochelare și nu vede nimeni, dar aici mi-am făcut un mes, pur și simplu, la ochi. Și și întuneric, stai și mi-a prins lumina. Da, mi-am aprins lumina, măcar să văd un pic mai bine, dar și așa nu-i că văd eu exagerat, dar în fine, măcar să... Ai, ce cotiță am făcut, Doamne, niciodată n-am avut o cotiță așa mare. Ok, deci azi am dat-o chiar în bară cu... Bine că nu ies, bine că ieri stau doar acasă. Mă vedeți doar voi în vlog. Nu judecați ce am făcut azi aici, că chiar... Chiar nici eu nu știu ce am făcut. Cred că mă șterg, că chiar pur și simplu mi-a ieșit foarte rău. Hai că vă las. Ok. Hai că vă las și revin și vă arăt cum mi-a ieșit, că chiar e gravă situația. Aici, prieteni, vrem să schimbăm fețele astea, fețele, da, zic și prostii. Vrem să schimbăm perdelele astea, pentru că sunt așa de întunecate, în sensul că sunt albe, dar întunecă foarte mult la bucătărie. Și am să pun perdelele din astea care le aveam noi în Birmingham, care nu îți faci să nu-ți vadă dacă se uită vecinii să vadă în casă la tine, dar lasă lumina să treacă. Bun, hai să văd care dintre ele le iau, le punem și o să arate super bine, deja imaginez. Trebuie să mă gândesc dacă pun probabil și la Andy în cameră, să aibă și el așa mai luminat. Dar momentan le punem aici, că avem Leanua cu noi și le avem. Da, nu. Ce faci, vrei să pui ursul în autobuz? Nu merge ursul în autobuz, unde vrei să-i pui? Da, ce? Dar nu strica acolo. Au, au, nu strica. Nu strica, că ăla e bun ca să facem păpăm. Să-i pun un băț și la rozmarinul ăsta și să-l leg mai sus, că e tufă mare și cam se dă în coace unde n-ar trebui. Sunt cam aproape unde de alte și cimbru și salvia trebuiau leac mai distanțate, da? De acum așa îs. Da, Emma? Ce lesson ai acum? Finish that one and then you can have a break, yes. Te joci cu ursul? Tu, Jayden, ce faci? Stai cu mama așa și te relaxezi? I'm doing a pause. Faci pauză? Măi, băiete, măi. Te mănânc. Ia uitați, supa mea de legume cu pui. Un miros de leuștean aici și de toate zarzavaturile care le-am pus. Foarte bun a fost, am mâncat deja. Mai avem și pentru de seară. Ceea ce este super, pentru că așa nu trebuie să gătesc de seară. Așa, în perioada aceasta vara merge foarte bine, mai ales să am așa mâncare și pentru seara, ca să nu trebuiască să fac de două ori. Dacă că nu știu ce perioadă. Și mi-a mai rămas aici niște sos de paste. Vedem, poate își face Andy o pastă mai spre seară, că el mai mănâncă de obicei extra pe lângă supă. Eli, ce faci acolo?
Iar ne jucăm cu avioane. Dar trebuie să arunci mai cum trebuie și trebuie să-l ții din față, de unde e greu. Dă la mama să-ți arăte. Da, și trebuie să-l dai așa frumos în sus. După să dă mama și ție, da? Dă la mama așa aici. Hai, ia. În sus dă. Așa, da. Să nu-l strici, dă-l, dă-i lui Jayden. Wow! Bravo! Ema, ia lui Jayden, da la filmul. Hai, Jayden, sus și dă-l în sus, așa, da? Hai! În sus, da? Up, up! Higher! Așa, hai, dă-l! Bravo! Acolo. Andy face lui Emma, hai să-i facem acum și lui Eli unul. Fii avionul. Bravo, Emma! Jayden, dă-ți să arăti, mama, dă-ți să arăti, mama, hai, dă-ți să arăti, mama. Ba da, it works, but you have to learn să-l ții de aici, uite, trebuie să-l ții de aici, vezi? Așa, și uite, și după, uite așa, dai în sus, așa, uitându-te sus la tavan, uite așa, piu, uite alea. Hai. E dat lui Eli la fun. E dat lui Eli la pusul. Babo! Babo! Bravo! Hai, Jayden, sus! Ține mai așa, mai degetele mai sus. Nu, degetele mai sus. Nu, ține de aici, așa, aici, pune de aici, așa. Așa. Și acum, you have to push it hard and up. Hai. Up, up!
Mai stai mă leg și geamurile, că în momentul cu bril glas, că se curăț foarte bine și nu se mai depune la fel. Ia du-și le arată, Andy, ce am găsit noi? Ce-o găsit Emma, de fapt? Du-și le arată acolo, ce-o găsit Emma? Nu. Că nu vorbești, du-te mama la loc. Uite, aici sunt niște viespi. Și am să dau cu spray. Să văd dacă le omor, pentru că e periculos aici pentru noi în grădină. Hai, ține, Andy. Ține, Andy. Sigur, nu era important asta? Ce? A, nu, nu era. Cred că era centrala, care are tubul de acolo închis. Mă stai așa, că tu cum vezi că se scurt? Că închide dușoară. There's still one on there. Da, da, e mort. Mm-hmm. Păi, dar ce strâns-o prind. It's all plină de... But those are the things, eggs. Să faci o foto dacă vrei. She goes to bed. We like Emma? We goes in my app. And this... Hai, vezi lucadă, vezi lucadă. Prieteni, o să închid eu vlogul aici. Mulțumim mult pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă. Așa vedeți că nu mai apar clipuri noi. De regulă în fiecare zi. Vă îmbrățișăm și ne vedem în următorul vlog. Pa, pa!